Premieră la Brașov. Primarul orașului vrea să crească natalitatea și propune acordarea de sprijin financiar cuplurilor care au nevoie de fertilizare in vitro. Consiliul local va aproba în ședința din luna decembrie ca de la bugetul local să fie suportate o parte din cheltuielile necesare pentru această procedură medicală. Așa cum avem la nivelul municipiului Brașov alte categorii sociale care beneficiază de anumite programe de cofinanțare, de susținere sau de finanțare diverse probleme, ne-am gândit ca și persoanele care au, din păcate, această situație și necesită un tratament care este destul de costisitor, să beneficieze de un program pe care să-l bugetăm începând cu anul viitor, din partea municipalității, de susținere financiară în proporție fie de 100% sau într-o proporție de 5% ca și cofinanțare. În prezent se lucrează la criteriile care vor fi luate în calcul pentru a stabili cine poate beneficia de acest sprijin. Nu se va ține însă cont de situația materială a viitorilor părinți, de asigurări George Scripcaru. Noi ne referim la toate cuplurile care au această problemă. Nu este corect în primul rând și nu cred că este firesc, pentru că bucuria de a avea un copil este valabilă și la o persoană, la un lucru care are poate o stare materială mai bună sau alta mai puțin bună. Conform datelor statistice din ultimii 3 ani, numărul de nașteri din 2015 până în 2017 a scăzut la Brașov cu aproape 12%. Tot pentru creșterea natalității, primăria va acorda din 2019 și tichete de 1500 de lei pentru fiecare nou născut.